Domnule profesor, vă urmăresc interviurile pe care le acordați, podcasturile de mai bine de 2 ani. Și știți că v-am scris nenumărate mail-uri pentru că îmi doream să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Și în sfârșit ne întâlnim. Exact, și în sfârșit ne întâlnim. Nu pot să vă descriu exact de bucuros sunt, pentru că mi s-a întâmplat de foarte puține ori să urmăresc un om în mediul online, să am impresia că îl cunosc. Că de fapt, cred că e o impresie. că Nu e chiar adevărul și apoi să mă întâlnesc cu el față în față. Și asta, asta e una dintre acele ocazii și mă bucur tare, vă mărturisesc treaba asta de la început. Și eu mă bucur dacă spuneți așa ceva, o mare bucurie. Dublu Sens Un podcast realizat de Adriel Răducan Ați susținut o prezentare, o conferință științifică în Craiova. M-a... bucurat că deja am deschis subiectul pe care vreau să-l abordăm de data asta. Subiectul ăsta e unul care mă macină de mai bine de șapte luni. Din luna ianuarie am început să-mi notez întrebări și să mă gândesc și să citesc. Și sunt departe de a fi reușit să înțeleg fenomenul și de asta v-am invitat pe dumneavoastră. Vreau să înțeleg mai bine cine suntem noi. Pentru că podcastul ăsta, dublu sens, e pentru tineri în mod special. Nu excludem pe ceilalți, deci să nu vă simțiți excluși cei care ne urmăriți din alte categorii de vârstă, dar e în mod special pentru tineri. Și vreau ca să ajungem undeva, trebuie să știm de unde venim. Și vreau să ne înțelegem mai bine pe noi. Vreau să ne ajutați să ne înțelegem mai bine de unde venim, cum suntem și dacă putem să facem o radiografie sociologică, am numit-o eu, a generației tinere, nu doar din România, ci la nivel global. Cum vedeți, dumneavoastră, tinerii contemporani? Care sunt lucrurile care credeți că îi definesc pe ei? Și să găsim poate și câteva lucruri bune la generația tânără și câteva lucruri mai puțin bune, lucruri care. Credeți că ar putea fi într-un fel modificate, dar și plusuri, pentru că sunt convins că avem și anumite lucruri bune comparativ cu părinții noștri, cu cei de dinainte, bunicii, baby boomers și așa mai departe. În primul rând, aș vrea să spun pentru cei care ne urmăresc că generație nu înseamnă promoție. Sunt foarte mulți care confundă și spun. Eu, ca profesor, am educat zeci de generații. Adică de promoții. Vrea să spună promoții. Da. Sau contingent, sau leat, sau sunt mai multe sinonime în româna veche, în româna modernă, dar niciun caz. Generația este la distanță de 20-30 de ani de regulă este legată de un eveniment istoric important care îi marchează destinul, îi marchează uhum. modul de acțiune și chiar urmele pe care le lasă în istorie. Vorbim de generația războiului, vorbim de generația anilor 60 da, în literatura română de pildă generația 60, vorbim de generația Revoluției de la uhum. 1989, pe urmă, s-a zis de baby boomers, da? De unde vine asta? Vine de la perioada de după al doilea război mondial, care în Statele Unite s-a făcut remarcată printr-un nivel de trai ridicat, printr-o clasă mijlocie tot mai numeroasă. Este genul ăla de clasă mijlocie pe care o vedem în filmele anilor 60. El este un domn cu pălărie, cu servietă, care vine de la muncă și este primit sărutat de o soție care stă coafată toată ziua, rujată, machiată, cu un șorț în față, care i-a pregătit masa. Și ei locuiesc într-o casă cu uh, living, cu piscină și au cel puțin o mașină, dacă nu două, și o droaie de copii. Deci, și gătește, totul. face și copii și, -și da, 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 da. Da, ea este. Interesant. Donat e... de casa. e El e la care aduce banii aia cu copii Providerul și. Providerul, <laughs> da. Și e, acești copii, care într-adevăr s-a putut vorbi de un boom demografic, s-a fost numită epoca e, baby boomers sau baby boom. E, e, epoca baby boom pentru că era o explozie demografică explicabilă prin nivelul de trai foarte ridicat. Acum, dacă vreți să intrăm în amănunte, pot să vă spun că nivelul de trai foarte ridicat se datora și faptului că președintele Roosevelt, care a fost acuzat multe, că e socialist, că e comunist, el a venit cu acel new deal, cu <gântu> un nou contract social între clasa conducătoare și eh, guvernați și care a spus oamenii ăștia trebuie să aibă o viață a lor, trebuie să le dăm un salariu minim. Pe economie, trebuie să ridicăm salariul mediu, trebuie să le dăm în așa fel încât să aibă o viață, să le placă să o trăiască. Și în momentul ăsta s-a creat această, acest boom economic, s-a mărit brusc uh, middle class, clasa okay, mijlocie, care acum e în păcale de dispariție în America de azi. E, sigur că au fost mulți copii. Numai că acești copii au crescut bine mersi, în condiții foarte bune și ajung la. Vârsta maturității, când să trezesc că termină școala, terminau colegiul și nu aveau unde să muncească. N-aveau job. N-aveau job. Mm -hmm. Și în momentul ăsta, nu știu dacă știți, James Dean în Rebel fără cauză, să zicem la ăla. Da, da. James Dean e, e interpretează un, un tânăr rebel fără cauză, era rebel împotriva, le spune la un moment dat părinților, ne-ați mințit toată copilăria, ne-ați vândut visul american, este o iluzie, este o gogorisă ideologică. Nu există așa ceva, pentru că visul american semna printre alte, că e țara tuturor posibilităților. Dacă ai talent și muncești... Îți îndepiniști visul, ajungi da, sus, în top. Da, Exact. Uh -huh. Și el, el vedea că el și colegii lui nu aveau unde să se angajeze. Și asta este tema filmului, că acești copii care explodaseră demografic nu pot fi primiți de societatea americană societatea americană îi primește cu spatele. Că n-are unde să i? N-avea unde să integreze. Exact. O mare tragedie. Deci, până la urmă, ei s-au integrat, au făcut și sau mai creat niște goluri demografice în urma războiului din Vietnam. Mari tragedii prin care a trecut societatea americană. În orice caz, la ora actuală, da, vorbim de... Au urmat generația X, generația Y, mă rog. Vorbim de o generație foarte interesantă, care nu mai împărtășește visul realizării prin muncă. Este o concluzie a multor analiști, ori mari gânditori, cum sunt Jürgen Habermas în Germania, Jacques Attali în Franța, oameni care fac analiza societății contemporane și care spun că s-a terminat cu utopia muncii, cum îi zice Habermas, adică o cultură în care munca este valorizată la maxim, e considerată creuzetul în care se formează personalitatea omului, și că un om care nu are educația prin muncă și pentru muncă ajunge un ratat. Nu mai e realizat. Nu mai e realizat. Te realizezi doar prin muncă. Și dacă vrei să te realizezi ca om, te realizezi întâi profesional. Până nu ai un loc în lumea meserilor, nu poți să ai un loc în societate. Nici familia nu e așa de importantă cum e munca. Sau exact. Cel exact. puțin în, în mindset. Da, da așa este. Da. Uh -huh. Și e, generația actuală de tineri nu mai gândesc așa. Nu mai gândește așa. Tinerii de astăzi spun: Da, pot munci, dar part-time. Uh -huh. Păi de ce vreau să fac surfing? Sau tenis. Am alte hobby-uri. Am alte hobby-uri și viața merită trăită și pentru alte lucruri. Și cine face muncă. statuie? Și vorba aia, nu-ți face nimeni statuie că muncești. Uh, adevărul este că este o formă de străinare umană aici, pentru că, de fapt, este o străinare în muncă. Munca nu mai produce satisfacțiile... Activitatea aceea care, în care te simți ființă inteligentă, creativă, ludică dacă mm -hmm. e nevoie, cum să simte un artist da? care pictează. El e și o joacă acolo. E și -o al... joacă acolo. În arta aia, da. Sigur. Dar nu pleacă din fața șevaletului. Mm -hmm. Îl cheamă soția la masă și el nu vine și mai stai, mai stai puțin. El e în lumea lui acolo, El Perfect. se bucură că muncește. Câți au șansă, câți oameni au șansa să se bucure că muncesc. Și atunci există această fugă de muncă, și apariția um, unei, unei uh, generații în care uh, se preferă programul uh, flexibil, loc de muncă cu program flexibil, uh, part-time, da? Să nu prea înceară și... raporturi, să nu înceară anumite, nu știu, lucruri care mă, mă stresează, care mă da, pun presiune. Să nu înceară tot timpul așa și de fapt vor ca munca lor să fie creativă. Uh -huh. Ați văzut ce spun cercetările? Că e asta își doresc. 92% vor o muncă interesantă, creativă, supraveghere minimă din partea șefilor ierarhici, nu, nu, nu vor o muncă, nu vor trudă. Și e greșit să Nu sporești? e greșit. Dar înainte nu era așa. Uh -huh. Și oamenii aceia care se lăsau înrolați, se lăsau băgați în, în niște salopete de aceeași culoare, formau ceea ce spune Elvin Toffler, ea formau armata epocii industriale. Uh -huh. Iar elevii erau formați de pe băncile școlii. Uniforma școlară uh -huh. îi pregătea pentru salopetă programul școlar. Îi pregăteai pentru programul industrial, din uzină. Erau etape, etape pe etape, care nu trebuia să le Și În fiecare vârstă erai pregătit uh -huh. ca să ajunge armata epocii industriale, adică să umpli uzinele și fabricile cu muncitori, cu ingineri, cu economiști, dar erai pregătit de școală ca să accepti treaba asta. La ora actuală nici școala nu-i mai pregătești pentru așa ceva. Poți să fii orice, faci ce să, vrei. Da, este... E în care fiecare să inventează și să reinventează. Și e unic. Da. da. Dar spune Dale Carnegie în cartea lui, mi-a plăcut foarte mult, Arta Succesului, mm. Mi se o carte pe care am citit-o și am recitit-o și spune așa că nevoia fundamentală a omului este aceea de a se simți important. Și mă gândeam, oamenii ăștia nu aveau aceeași nevoie, pentru că eu cred că în generația noastră există nevoia de a fi important, deci să fii unic, deci să oferi ceva lumii ce numai tu poți să oferi. Și atunci pe mine nu pot să mă îmbraci într-o salopetă, că eu vreau să fiu, nu știu, artist sau visez să fiu influencer sau visez să fiu eu știu mai ce și să ofer lumii doar ceea ce eu pot să ofer. Oamenii ăștia în salopete nu aveau visul ăsta? Ba aveau, dar ei să credeau importanți că erau băgați în salopetă și scăpaseră de munca de la țară. Deci primele generații urbane au fost încântate că au venit la oraș, au fost încântate că au intrat în industrie, au perceput toate aceste schimbări ca pe niște promovări sociale și foarte încântați că viața lor este mai importantă decât a părinților și că ei sunt mai importanți. Li se și spunea, într-o măsură oarecare, de pildă, în, în societățile capitaliste se făceau concursuri profesionale mm -hmm. și erau premiați, iar în țările comuniste... Era uh, uh, teoria că e, uh, e vorba de clasa conducătoare a societății, clasa muncitoare. Și atunci, sigur, că simțeau importanți. Nu să vă dați seama, un copil crescut la țară, care a fost învățat o copilărie întreagă să care apa de la fântână și să o care de multe ori urcând uh -huh. și cu două gălezi dintr-o dată. Pe, și chinuindu-se și asta și vara dar și iarna pe gheață pe zăpadă să ajungă la oraș muncitor la IMGB sau la dați-mi din Craiova o fabrică la Ford de exemplu La Ford, că da, e cunoscută da, în țară da. Da. și să vină la bloc și să dea drumul la chiuvete și să curgă apă caldă uh -huh. și să n-aibă nevoie de are frigiderul în casă are toaleta în casă deci deci, deja next level față de părinți, de că, când se duce la ei la țară, e. Deci, și da. se nevoia de importanță și-o satisface <laughs> Dar altfel, vedeți? Da. Iar Să noi nu înțelegem. Alt... Acum. Păi nu, asta e epoca. Epoca scoate la suprafață alte comandamente. De-aia spune, fiecare epocă e cu tipul ei de sensibilitate. Pentru că acum tinerii de azi au altă sensibilitate decât părinților. Dar nevoia de importanță, de semnificație a rămas. vieții personale, a rămas. Sigur. E, e o explicație logică și că se poate poate de limpede. Uh -huh. Să știți că am observat un lucru la tineri. Am observat și la mine și la cei din jurul meu că pun foarte mult preț pe autenticitate, pe onestitate. Domne, să spui. Nu mă deranjează că ai făcut cu tare lucru, mă deranjează că m-ai mințit. Că de nu pot să mai am încredere în tine, s-a terminat. Da. Și pe tineri îi deranjează mult ipocrizia. De multe ori politica, cel puțin în România, este asociată cu ipocrizia. Una, spui alta faci. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar... În mental, cel puțin, metalul nu, colectiv. Nu, așa este. Nu, chiar așa e. Dar până ajungem la politică, să luăm familia. Mm -hmm. Familia de proveniență, copilul învață ipocrizia din familie. Pentru prima dată când îi se spune, răspunde tu și spune că nu sunt acasă, copilul învață lecția ipocriziei. Până ajunge la școală și vede că învățătoarea lui... Predă cu totul altfel când are asistență la oră decât în mod obișnuit. Vine inspecția copii gata, A, se schimbă da. ora. Gata. Facem cu personaje, facem ceva da. interesant. Ceva interesant. Deci poate să facă, dar nu o face de fiecare dată. O face acum. Și copilul ce înțelege? Că e suficient să fii șmecher o oră și îți merge bine total. Uh -huh. Deci toate lucrurile astea copiii le văd. Până la generația actuală de tineri, într-adevăr, se acomodau se acomodau la această ipocrizie a școlii, intrau în joc și le convenea pentru că treceau mai ușor cu complicitatea profesorilor. Cum credeți că s-a ajuns la complicitatea aia sinistră când profesorii le dictau la bacalaureat soluția problemelor? Da? Și chiar cu camere de luat vederi. Așa. Făceau de ce? Cu complicitatea părinților. Fiindcă părinții îi premiau pentru treaba asta, iar ei făceau asta pentru elevilor. Cum puteți să credeți că făceau asta dacă nu încercând să plătească o serie de complicități pe care elevii le-au văzut de-a lungul celor patru ani? Deci acolo era o complicitate reciprocă. De-aia vă spun, la generația actuală vedem o revoltă. Nu mai vor. Nu mai vor să intre în jocul ăsta. Și suntem oare noi, generația de tineri, mai puțini ipocriți decât părinții noștri? Ceva mai puțin sunteți. Asta pot să vă spun pentru că am tot văzut, sunt peste patru decenii la catedră. Mi-au trecut mai multe promoții prin fața ochilor și prin mână, pentru că de multe ori lucrez cod la cod cu studenții mei dacă e vorba că le îndrum o lucrare de absolvire. Și atunci îi cunoști mai bine, ei te cunosc pe tine mai bine, să realizează o legătură. Și pot să spun că mi-au trecut și prin fața ochilor și prin mâini. Promoții întregi și pot să-mi dau seama de diferența de moralitate. Există o, o diferență, cel puțin în cazul ipocriziei, cum ați întrebat dumneavoastră, mai multă nevoie de autenticitate și mai uh, respingere mai mare a ipocriziei. Nu e. Vedeți, vă, urmăream de curând un, o dezbatere despre legile educației uh -huh. între profesori, cadre de universitare. Și la un moment dat unul dintre ei spune, i-am întrebat pe studenții mei, chiar azi, era prima zi de școală, și dezbaterea a doua zi. Zice, 4 octombrie, și de genul ăsta, zice, i-am întrebat, care dintre voi n-a copiat deloc în 12 ani de școală? Și încet, greu, așa, după câteva minute, au ridicat doi mâna, ca nu l-au copiat. Bun, am o discuție cu ei pauză. Și la pauză vine o studentă la mine, foarte jenată, să-mi spună că, domn profesor, să știți că nici eu n-am copiat. Și ce ce n-ai spus în clasă? Mi-a fost rușine. Mm -hmm. Mă temeam să nu râdă de mine. Vă dați seama că ea venea dintr-un dintr climat moral în care marea majoritate copiau? Era rușine să fii cinstit, nu să copiezi. Era copiez. rușine să fii cinstit. Mm -hmm. Iată care este climatul adevărat din, și nu o spun numai din, uh, tra concluzie dintr-o, nu. Vorbesc de, de cercetări care s-au făcut mm -hmm. de-a anilor. Uh, climatul moral este în degradare în liceu, uh, în școala generală. Școala generală a ajuns un teren de luptă pentru putere, odată între Profesor și copii, care e mai tare, și pormă urmă între părinți, între familii. Mm. E o luptă de putere acolo, care sponsorizează mai mult, care are copilul mai e, în față. Mai... Care știe și un instrument, care la ce meditații? Da. Este o luptă între familii. Nu este un câmp al cunoașterii și al dezvoltării personale, din păcate. Iar profesorul nu este perceput ca un companion. Ca un prieten care te acompaniază pe drumul cunoașterii și dezvoltării personale. Este un element de autoritate care încearcă să-și să impună voința. Sancționează. Sancționează și tu încerci să-l păcălești, să-l fentezi cât poți. Asta vedeți, e o denaturare. De-aia am spus și asta seară că avem un învățământ fără educație. Uh -huh. Pentru că noi nu mai apucăm să educăm omenescul din, din oameni. Eu folosesc expresia lui Solomon Marcus. El are un, un studiu foarte interesant, educația omenescului. Noi asta trebuie să urmărim în școală. Ori noi uităm treaba asta. Noi pregătim elevii doar pentru următorul examen. Următorul examen și copilul asta înțelege, dacă asta îi să spună la fel. Și i auzi pe la liceu, până în clasa a 12 doamnă, dar asta să cere la bac? Și așa dacă nu să-i Și oh. nu. Pentru păi de ce facem? Exact. Și la Eminescu. Păi dacă nu-i la bac. Vedeți eh. cum ratăm? Ratăm elemente importante sau e caracterizarea personajului la Caragiale, da. Uhum. Bun. Nu să cer la bac, nu. Lăsați-o, doamnă. Și până ajungem matur și îl întrebi ce crede despre prietenul lui, pe care îl cunoaște de 10 ani și el nu știe să spună mai mult decât e băiat bun. Băiat de comitet este incapabil să descrie un om pe care îl cunoaște. De ce? Avea ocazia să învețe la școală. Când să la BAC. Când se caracteriza un personaj. Dar nu era la BAC. Vedeți cum ratăm? <laughs> da. Ori vă, vă, dau un rezultat uh, recent. L-am găsit și eu în Italia. Știți ce ingineri au italieni? Ce tuneluri fac prin albi pe acolo? Ce linii de depeterii. Vara asta am ajuns și eu și am rămas șocat. Ați văzut ce țară. Da. Și ce autostrăzi și ce nu mai zic de arhitectura lor. Deci au. Eh, 49% dintre inginerii italieni sunt absolvenți de licee clasice. Adică, unde se învață istorie, eh, limba latină, limba greacă, gramatică, retorică. Asta zici și discipline clasice la Și deci, Arta discursului public. Dacă asta în școală. Da. Extraordinar. Da. Și, pe urmă, uh -huh. să duc și fac politehnica. Uh -huh. Uh -huh. Păi ăia ies intelectuali, nu ies doar tehnicieni. Nu știi doar betoane, nu știi nu. doar nu. nu știu să faci un drum sau... Păi un nu, pod. Și, știe să facă un drum, dar îl face... Ați văzut cum îl face. Am văzut, da. Face pantofi, dar nu-ți vine... Treci prin... Te, te, te plimbi pe... Uh, uh, cursul la, la italieni nu-ți vine să pleci din fața vitrinilor, pentru că totul e de o frumusețe incredibilă. De deci, ce? Sunt făcute de niște creatori care au mai citit și altceva, nu au făcut doar probleme. Aici, aici e greșeala noastră, că pregătim copilul pentru următoarea probă, pentru următorul test. Nu-l pregătim pentru viitorul lui, pentru viața pe care o... Spune Andrei Pleșu că sunt unii oameni care spun așa, spun... Domne, eu știu puțin, dar știu bine. Spunea Dumnezeu, dacă știi puțin, nu poți să știi bine. Trebuie să știi mai multe și trebuie de să-ți să -ți dezvolți mintea holistic și să înțelegi și X și Y. Asta nu înseamnă că ne transformăm în acel profesionist în toate și de fapt amator în orice. Dar totuși nu poți să știi puțin și să știi bine. Trebuie să fie o dezvoltare pe ansamblu. Și nouă, cred că asta ne lipsește în societatea românească și nu doar, nu doar. Mă bucur foarte mult că citiți autorii valoroși și că înțelegeți ce trebuie din ce spun ei. Așa este. Ați înțeles un lucru foarte profund. Pe lângă uh, cunoștințele de specialitate trebuie să mai ai următorul cerc, cunoștințe complementare și până la cunoștințe de cultură generală. Și toate astea contribuie la înțelegerea lucrurilor din stricta ta specialitate toate astea te ajută să înțelegi mai bine, să te înțelegi pe tine mai bine, să te cunoști pe tine mai bine deci noi avem mari deficiență în educarea morală în educarea eti... deci în etică, noi nu avem mm -hmm. etică, în educarea gândirii, noi nu predăm gândire critică, americanii predau din anii 60 critical thinking E materie în toate școlile și în colegii și în facultăți. La noi se predă abia acum în câteva facultăți și în masterate. Deci sunt câteva domenii de-astea foarte vitrege, care lipsesc din arsenalul unui absolvent de liceu. Și atunci ne mirăm de infantilismul care e generalizat E un infantilism generalizat în societatea românească. Știți că se vorbește, suntem popor tânăr. Da. E bine să fii tânăr, că ai energie, ești, dar nu infantil. Ori noi avem foarte multe manifestări de infantilism. Da, și din păcate le sancționăm doar pe cele care sunt vizibile, adică mediul politic. Dar mediul politic este tot consecința și ceea ce se întâmplă la nivelul societății. E un ricoșeu, bineînțeles. Exact. Întâmplă... Doar că noi nu realizăm treaba asta. Nu, Dar când ne uităm în traficul rutier, nu vedem infantilism? Mm -hmm. Egocentrismul ăla e, e, Care merge până la absurd Omul care nu se vede decât pe el e incapabil să re relaționeze cu alții Blochează o intersecție Din incapacitatea de a vedea că sunt da, și alții. are BMW și nu e mai de, contează de, Păi așa și copilul de la groapa de nisip, Unde să ciognesc Ca niște cartofi între ei ați văzut? Da. Nu, nu pot ieși din ego lor ca să-l vadă pe celălalt. Învinți. Da, să calcă în picioare, să ciognesc între ei, și iau jucăriile, ăla urlă, la țipă, vine, vin la părinți țipând. dă și lui jucăria, nu! E ceva, pentru că nu-și pot depăși egocentrismul. Adică perceperea lumii doar din perspectivă proprie. Mm -hmm. Și asta merge până pe la, spune Jean Piaget, în psihologia inteligenței merge până până la 12 ani vârsta la care, până la care copilul crede că luna se ține după el. După care îi trece iluzia asta să vindecă și începe să vadă cum e lumea în realitate. Nu-ți mai nu e Sunt raporturi obiective între mine și alții, între mine și obiecte, între mine și corpul ceresc. Deci, din păcate, unii rămân, că de-aia spun că sunt neisprăviți. Ani. Rămân la 12 ani, rămân la 14, la 16. Deci, oameni terminați, care nu și-au terminat Procesul de formare psihologică. Personalitatea lor generală este retardată, în schimb, sunt excepțional în IT, de pildă. Uh -huh. Sau foarte bun în matematică, sunt foarte buni în sport. Sunt competenți pe un domeniu sunt, excepțional, sunt. dar ca personalitate sunt rămași în urmă. Și asta e inteligența emoțională, sau ce anume? Multe. Mult. Multe. Multe. Uh -huh. Și modul de gândire, și nu numai, și IQ, nu numai, inteligența uh -huh. emoțională. Multe sunt rămase, nu fiindcă n au fost formate, n au fost antrenate, și cei care au răspuns de educația lor nu și-au făcut datoria. Poate și ei, la rândul lor, erau tot într-o stare infantilă. foarte posibil. Da. Se transmite. Și se transmite reditea, Absolut. Nu? Că acum, da. noile cercetări ne arată transgenerațional că se transmit multe lucruri. Da, așa este. Cum zice și Biblia de așa. Da, și infantilismul se transmite. Eu văd foarte mult când mergeam cu copiii mei, erau mici, mergeam cu ei în par, și vedeam părinți uh -huh. care mimau că le fac observații, îi băteau la cap de fapt. Îi păi, mimau numai așa de dragul celor din jur, să vadă de ceilalți părinți că... Da, că ei au atitudine. Măi, dorin, fi cu minte. Da, că... dar e frumos, dar nu e frumos ce faci, dar... <laughs> și copilul simte, știe că o faci de demo. Așa. <laughs> da, de ipocrizie Păi, da, ipocrizie și infantilism, că nu ți dai seama că tu ratezi în momentul să iei copilului ceva. Și invers, când îl vezi Copilul e mic, are 4-5 anișori și vede o băltoacă și se duce în ea și jap. Păi el cum să cunoască în mediul ambient, în mediul natural, dacă nu face jap? băc în balta aia să vadă cum face apa. Când... Lasă-l! Nu călca acolo, De ce faci, lă, îl mai și arde. Da, da. Ți-am spus să nu mai calci în băltoace, lasă-l, domne să calce. formă de infantilism, nu, nu poți gândi cu două mutări înainte. Că un șachist mediocru. Cu două mutări înainte. Atât, să stai puțin, dacă las ce sunt nu se întâmplă nimic, să usuc astea. Că nu mai capă vreme. Când intra, ne intrau, când eram eu mic, da, ne intra apă în, în bocanci, să udau. și erau... doar o pereche, probabil aveți doar o Da, erau pu puține și erau de proastă calitate. Da. Acum da. sunt tot felul de... Și dacă intră în apă? Dar au rămas cu aceste ticuri care sunt de la părinții lor, bineînțeles. Tipare mentale din care nu mai ies. Nu mai ies. Și care datează de generații întregi. Deci avem oameni în secolul 21 care gândesc și se comportă ca în secolul XIX. Din generație în generație și au transmis că pe niște ștafete, aceste coduri culturale. Nu lăsa copilul să calce în baltă, în băltoacă. Nu lăsa copilul să nu-i nu, nu, nu da voie să arate cu degetul, că nu e frumos. Mi-ați ridicat mingea la fileu. Am fost, Eu fiind medic stomatolog am fost împreună cu colegii mei La un, la un liceu nu, e, nu, e, nu are clasele 9-12 Are doar 0-8 Deci e mai mult școală gimnazială și primar Și am fost ca să facem educație da, Profilaxie dentară și să discutăm la, Până acum am fost doar la clasele 0-4 Deci de la clasa pregătitoare până la clasa 4 Am fost, am fost în vreo 10 clase echipa noastră Am fost doi câte doi și vă dați seama că am văzut fel și fel de reacții și din partea învățătoarelor și din partea copiilor. Am stat câte o oră cu ei. La da, copii cred că erau fascinați când vă vedeau. Unii da. Că ei sunt foarte încântați de, da. de tineri. Da, da, da. Tineri frumoși. Ei au, au foarte mare sensibilitate. Dacă le apare un tânăr frumos sau o tânără frumoasă, se topesc. Sunt foarte, da. Dar... Eu vreau să vorbesc mai mult despre reacția învățătoarelor. Nu, da, mă rog, era o paranteză, <laughs> nu, nu, e nicio problemă, nu e nicio problemă. Și, și copiii m-au, în unele momente m-au surprins, pentru că unii dintre ei, chiar și din clasa a treia, a 4-a au aerul de șmecher, de... Mm -hmm. Mama, am zis o chestie, râde toată clasa, l-am făcut pe ăla din față de râs sau nu știu, i-am făcut o, o, o poantă. Însă, dincolo de asta, a fost un copil la un moment dat și asta mi-a atras a spus așa, eu când voi fi mare, vreau să mă fac fie dentist, ca voi, fie basketbalist <laughs> Și atunci mi-am zis, știi, dacă vrei să fii dentist O să contribuiască să, să mergi pe direcția asta Zice, sau amândouă <laughs> Nu poți să le faci pe amândouă De basketbalist nu știu, poate poți, că nu sunt Și doamna învățătoare A luat atunci cuvântul și a zis Nu mai știu cum îl chema, dar folosesc așa un nume Marian, în primul rând Ai de învățat matematică Algebră română să gândești și după aia orice altceva. Ai înțeles? Nu te apuci tu de nu știu ce meserii, bali sau nu știu. Acum, mâna jos, taci și lasculți pe domnul. Da. Cum ați reacționat? E un momentul ăla... Că vi s-a făcut da. rușine de rușine ei. Mi s-a făcut rușine de... Da, efectiv a căzut cerul pe mine, zic nu mai, ne luăm lucrurile și plecăm. Și am zis, uh, nu, zic, Marian, e foarte bine că ești creativ. Nu, nu am avut dialog cu doamna învățătoare, ci am avut dialog doar cu copilul. Am, eu prezentam, am preluat conducerea, așa mi s-a părut normal și am spus, tu e foarte bine că ești creativ și e foarte bine că ai visuri, că te gândești, că ai aspirații. Excelent. Mi se pare extraordinar că tu gândești în direcția asta. Dacă tu vei fi consecvent și consistent, îți vei descoperi și vocația și vei reuși să o îndeplinești. Mă bucur mult că ești creativ și îți promit că sunt dispus să-ți dau cuvântul ori de câte ori vrei să spui ceva. Și le-am zis, simțiți-vă liber să ridicați mâna și să vă spuneți punctul de vedere, pentru că noi aici stimulăm creativitatea. Iar eu nu sunt domnul, sunt Adriel. <laughs> N-am mai zis nimic, doamnă învățătoare. Poate că l-a simțit ca pe un afront, dar mie mi se pare mai important bine, să se dezvolte poate, nu, copilul. Dar poate a învățat și -a ceva. Nu pe loc. Peste o săptămână, două, să mai gândește la scena aia, mă, poate avea dreptate băiatul ăla. Poate că nu trebuia să intervin așa. Poate că băiatul ăla era medic somatolog. Dacă a ajuns până acolo, păi, numai faptul că termină facultatea de medicină e o probă de caracter. E probă de caracter? Nu oricine poate să o termine. Câți nu abandonează? Da, am mulți colegi păi? care au abandonat. Da. Sau unii care au trecut mai greu. <laughs> care nu s-a terminat în șase ani, s-a terminat în mai mulți ani. Primii șapte ani sunt grei. Până, <laughs> până treci în anul trei. <laughs> Ați vorbit despre moralitate și despre conceptul ăsta de etică și moralitate dumneavoastră. Dacă nu mă înșel, chiar predați un curs, nu? Predau etică în comunicare. Bun. Credeți că mai există conceptul ăsta de moralitate și de etică la generația tânără? Conceptul nu, pentru că dacă nu fac în școală, n-au de unde să aibă conceptul, dar nevoia de moralitate există. Pentru că nevoia de puritate, nevoia de un anumit echilibru în sensul de schimb echivalent, ai făcut un gest frumos, să fac și un gest frumos. Simbioza asta. Simbioza asta. Da. Mai ai făcut un lucru bun, să fac și un lucru da. bun, ție. Adică există această propensiune spre simetrie, spre echivalență, dar, pe de altă parte, există și foarte multe buruieni care sufocă sămânța aruncată de educatori și care nu lasă să. Să rodesc. Există foarte multe ispite, există foarte multe dependențe. pericolul cel mai mare pe care l au puștii care cresc astăzi în școlile noastre este dependența. Dependența nu neapărat de droguri. Dependența depinde de, de gadgeturi. Este da, un drog. asta, Da, e ca un drog. Da. E o dependență oameni care nu mai abia așteaptă să-l deschidă, să se uite repede ce, ce, ce mai, mai ce mai, da? ce mai face la, ce, ce -a mai apărut, da. Este, dar asta îi face să nu aibă răbdare să citească, să nu mai aibă răbdare să asculte, să se plictisească repede, să nu se poată concentra la un curs, la o conferință, la... pentru că ritmul cu care se poate schimba Chiar și la televizor, că ai o telecomandă în mână, da? Zapezi. Nu-ți place aia, te plicești ăsta, discursul e prea lung, imaginea e prea lungă, e burtă, așa. Filmele artistice au alt ritm decât filmele cu Tom Cruise, da? Bun. E, genul ăsta de consum, de imagine vizuală, îi face pe tinerii de astăzi să nu, nu se mai poate concentra. Să nu se mai poată sta prea mult pe un subiect de discuție. Să sară la altceva. Și îmi dau seama, eu am început să mă adaptez. Îi las, după 10 minute, ne mai spun storii. La curs? La curs, sigur. Mai fac o glumă. Uhum. Încerc să-i. Și dintr-o dată devin atenți și atunci profită atenția lor și le mai... Le mai dați o pastilă. Le mai dau <laughs> un concept. <laughs> da, știți ce e interesant? Apropo de attention spell-ul ăsta foarte scăzut, că vine normal pe fondul scroll, scroll, swipe, swipe aici și descoperi imediat, click, descoperi că vei... afle ce s-a întâmplat cu Viorelis și afli că i-a murit pisica. Sau, adică tot felul de clickbait-uri și de lucruri de genul ăsta și ne prind și ne prind. titluri de-astea în coadă de pește ca să da. te facă să deschizi. Mamă, da. ce s-a întâmplat? Da. E interesant. Dar noi nu mai avem concentrarea asta. Și apropo de citit, ați spus că unii gândesc că ăsta e obicei de bătrâni. Ce mă, te-ai apucat și citești ca bătrânii? Mm -hmm. Nu, deci trebuie să, măcar pentru cei care ne urmăriți, a citi nu înseamnă a fi bătrân și a fi inteligent și a fi deștept și a înțelege ce înseamnă dezvoltarea holistică. Haideți să le explicăm puțin care e diferența. Când citesc un text, ce văd acolo? Niște semne pe care noi ne numim litere, dar pentru noi care folosim alfabetul latin, știm, ăla e A, ăsta e B, ăsta e pentru un japonez nu știe, dacă n-a învățat o limbă în alfabet latin. Bun, pentru el sunt doar niște semne. Deci noi, din niște semne, cărora le dăm semnificație de litere, de sunete, formăm cuvinte. Cuvintele au o semnificație. Cuvintele formează propoziții și fraze. Altă semnificație. Frazele formează un text, și textul ăsta formează un roman, Ana Karenina. Și în momentul mm -hmm. ăsta, mie mi se dezvoltă în mintea mea imaginea Anei Karenina după care mă pot îndrăgosti. Vizualizez. O vizualizez, mm -hmm. o trăiesc, mă îndrăgostesc de ea, sufăr când moare, pentru că e imaginea mea mentală construită pe baza unor abstracții, niște semne. Vă mm -hmm. da seama ce proces mental e aici? Păi da, da, dacă eu o văd pe Netflix. Dacă o văd pe Netflix, în mm -hmm. producție americană, da. Da? îmi place la fix. Și mă îndrăgostesc de ea și sufăr când mă. Dar n-am mai făcut-o colo la extraordinar, de la litere, la imaginea mentală. M-am lenevit. Mi se lenevește mintea. Mm -hmm. Mintea nu mai face efortul pe care îl făcea când citeam. Mi-o dă gata. Imaginea vizuală. Nu mai am nevoie de imagine mentală. Imaginea vizuală ține loc de imagine mentală. O care fast food e deja rezolvat da, e, semi, e semi preparat. interesant, foarte interesantă imaginea asta și cred păi că rămâne, să... rămâne cu oamenii păi da, dar vreau să înțeleagă ce că ne urmăresc de ce mm -hmm. trebuie și nu că suntem noi, capsomani, băi eu am citit când eram ca tine, tu de ce nu citești pune un la pocarte. Da, da, deci, adică de ce nu ești ca mine, păi uite, fiindcă sunt altfel nu asta e problema, că trebuie să fiți ca noi, problema este că dacă nu citiți, vă leneviți mintea și ajungeți să spuneți niște, ați auzit de ideocrația E și un film. Da. da. O societate condusă de niște acefal, de niște dăștia care, cărora le elene să gândească. Ați văzut Don Lucap? Uh, nu l-am văzut. Trebuie văzut. -am, -am, citit uh, critici, cronici. cronici. Am văzut foarte multe păreri, dar nu l-am văzut. care urmăresc. E o satiră socială și ne, care ne arată cum va ajunge societatea umană dacă tendințele existente în prezent s-ar prelungi. Se perpetuează. să ar perpetua fără să le deranjeze. Okay. să ar ajunge așa, la o americă al cărei al președinte este o femeie, Meryl Strip, <laughs> care e genială ca de obicei. Da, da. Pozează, face, să crede vedetă. Așa, fiul ei care e un retardat uh -huh. îl pune, nu că e consilierul, e șeful consilierilor, de bancata și. De dar el toată ziua se joacă pe niște străpți, nu știu ce face acolo, așa. Cel care conduce cu adevărat America este un tip foarte bogat. Este la el în masă, așa, dar care. care e cam. de celebrat, așa. E un scelerat, de fapt care se angajează să salveze planeta de impactul cu un meteorit, dar când află că pe meteoritul ăla sunt metale prețioase, în loc să o salveze, vrea să... Salveze pe el să cadă sau să... Nu, să exploateze metale prețioase. Aha. Și să nu mai arunce în aer. Și până la urmă, planeta să termină. să se distruge. Să distruge. De ce? Pentru că un imbecil ca ăla, a vrut, a vrut să câștige mai mult decât avea, deși era cel mai bogat om. Mm -hmm. Nu se mai putea Lăcomi. opri. Lăcomia zoologică. Lăcomia care nu mai are frâne. Mm -hmm. Această dependență de bani și transformarea omului în anexa banului. Ăsta era individul și ăsta conducea lumea. Să dar cum e posibil lumea asta de sub cer să fie condusă de niște scelerații? Ba da, pentru că în lumea asta de sub cer. Criteriile după care să ajunge în vârful un piramidelor financiare, economice, politice sunt exact astea. Să fii cât mai scelerat, adică sociopat, adică fără inteligență socială, fără calpe inteligență emoțională, cal pe cadavre, n-am nimic sfânt, n-am mamă, n-am tată. Câinii latră, ursul trece. Acela, Ați văzut lupul din Wall Street? Da. Asta, da. Ăla e specimenul da. care ce conduce... Le... că e real. Omul da, e real. e real, e real. Da. De, ăla, ăștia, oamenii care conduc marile uh, fonduri de investiții, bănci, și așa. Manipulează de. stocuri de miliarde de, da, de da, dolari. Da. Și omul simplu se uită la ei ca la niște zei. Nu sunt zei. Sunt uh, spiritele rele ale acestei lumi. Acum ajungem tot la moralitate. Moralitatea asta pe care eu o văd la tineri este de tipul, cât timp nu rănesc pe nimeni, nu e nicio problemă. Știți, ați auzit poate teoria asta, Sigur. ideea asta, adică, domne, ce prostie cu Biblia aia și cu bă, creștinismul și nu doar, chiar și cu alte religii, da? și cu musulmanii, că uite nebunii, se aruncă în aer, aruncă clădiri, asta e religia. Oricum religia a omorât milioane de oameni în timpul Inchiziției, oricum religia e depășită, oricum Biblia e făcută de nu știu cine și tradusă greșit și atunci... Știți că unii cred că a fost scrisă de coșbuc? Asta n-am auzit. Da. da? Da. Angelescu de la Vax Populi. Are... A făcut interviuri, <laughs> da. În satele din Prahova. Și cine a scris Biblia? Unii Coșboc, alții Eminescu, alții... Deci suntem, ignoranța religioasă este facerea vage. La creștină. 90 așa, cre așa crede, așa îi place să, să spună bisericii ortodoxe române. Dar în condițiile astea pe care tocmai le-a spus, în contextul ăsta, în care tinerii încep să citească știință, în care încep să se deschidă la minte și citesc în engleză, nu citesc numai în română, au o grămadă de literatură și îi spunează dumneavoastră despre cogniție, atât de multe cărți și pe mine mă fascinează și citesc și mi se pare interesant. Și la un moment dat apare ideea asta, cât timp tu nu faci altuia rău, ești moral. Dar nu trebuie să ții cont de niciun fel de instanță divină, că Dumnezeu oricum e un construct social al unor șmecheri, care manipula oamenii prin nevul mediu. Sau unor ignoranți. Sau... Da, sau unii educați. Știți care e marea păcăleală a acestor oameni care nu sunt de fapt terminați? Sunt neisprăviți, sunt neterminați. Când aruncă lăturile din copai, aruncă și copilul. Ceea ce e prețios trebuie păstrat, arunci ceea ce murdar. Hmm. Ceea ce trebuie schimbat, apa trebuie schimbată, copilul nu. Când nu suntem cam bancola, ce facem, pirandul, spălăm sau facem altul? <laughs> da? Nu facem. Deci, copilul nu se schimbă, nu se aruncă din copaia. Credința în Dumnezeu nu se schimbă, dar arunci altceva. Arunci corupția din biserică. Arunci lupta pentru putere din biserică. Arunci ignoranța asociată bisericii. Arunci idolatria care ajunge până la merge. La nu știu ce moaște și pune, a pune portofelul pe, pe racla cu moaste respective. Să crească. Aia e idolatrie. Este formă de primitivism. Și dacă tu ești corporatist și ești un timp mai uh, uh, evoluat, așa și te uiți cu dispreț la asta, nu înseamnă că asta e religia. Și că asta este credința în Dumnezeu. Nu e credința în Dumnezeu, e credința într-o în niște oase. Un om care a murit acum nu știu câte sute de ani. Da? E idolatrie, e fetișizarea unor obiecte. Nu e credință în Dumnezeu. Pune mâna și citește. Roagă-te și deschide Biblia. Dar întâi roagă-te. Că dacă o deschizi ca pe orice altă carte, nu spune nimic. Roagă-te la un Dumnezeu în care, dacă nu crezi, presupui că există, uh -huh. pentru, de dragul pariului, vorba Pascal. lui Pascal, da? da? Presupui că există, te rogi la el să te ajute să înțelegi Biblia și citește-o. Și vei vedea ce descoperi acolo, ce lume, ce univers. Dar nu. Ne place să facem pe deșteptiți, să ne credem speciali. N-am nevoie de această ipoteză. N-am nevoie de această ipoteză, vorba lui Laplace. Și, plus, că noi trăim într-o țară a specialilor, nu știu Toți vor sporuri speciale, salarii speciale, pensii, pensii speciale. Fiecare să crede special. Dacă ar fi să-i care vreți să fie special, să facem o listă aici, toate brăzele profesionale <laughs> spun că ei sunt mai speciali. Aviatorii mai speciali decât uh, controlul de zbor. Că dacă ei n-ar zbura, controlorii ce-ar mai controla? Uh, profesorii mai speciali ca medici, că dacă n-ar fi profesor, pe medici cine ar forma? Și așa mai departe. Deci toți sunt mai speciali și toți ar bate pe pe care să fie mai special acolo și mai în frunte. De-aia este o mare pată pe obrazul poporului român existența spe, pensiilor speciale. Uh -huh. Ce au oia domne, în plus, de trebuie să ia -au, și noi nu? Nu, Trebuie să-i ca să își facă meseria. Uh -huh. Deci dacă eu ajung să-i dau pensie specială unui, unui magistrat ca să-și facă meseria, înseamnă că nu are ce căuta în sistem. El n-a venit în meserie de dragul dreptății și justiției. El a venit pentru niște avantaje. Pe cuniere. Pe cuniar. Nu vă dați seama cum s-ar schimba uh, sistemele astea uh, dacă uh, n-ar mai exista avantaje speciale. Sistemul, de, tot ce înseamnă instituții de forță, poliție, securitate, da? servicii secrete, uh, justiția, administrația publică, dă-le oamenilor salarii conform importanței sociale a muncii, dar pensia după principiul contributivității. Cu oricum el are leafă mai mare decât alții, în funcție de domeniu. N-are rost mai dea și pensii speciale. Corect, corect. Este o, o pată morală pe obrazul poporului român, așa cum este și uh, aia cu certificate de revoluționar. Uh -huh. Păi de-aia faci numai revoluție, ca să-i certificat să primești pământ și spații comerciale, de ai făcut o revoluție. Una este o o pensie de urmaș pentru un, un om care a rămas văduv sau care a rămas e sărac cu sărmanie da, îl ajuți. Și alta este certificată de revoluție, Lăsând la o parte, miseria morală care a început odată cu traficul de, uh -huh. de certificate. Asta e o altă discuție. Aveam dispuție. un coleg care avea trenul gratis că lua de la bunicul lui sau nu știu de la cine de pe la țară, lua certificatul să-i zic, bă, tu ce faci? Eu mă duc mereu cu trenul. Păi cum? Zic, nu te costă mai mult decât cu mașina. Făceam noi un calcul. E, stai cu minte că am ce certificat. Păi zice, ce ai fost, eu nici nu eram născut la Revoluție, <laughs> da? Am. Da. da. E, asta este o mare mizerie. Revoluția se face pentru că ești revoltat. Vrei să schimbi o țară, o realitate socială. Vrei să schimbi un raport de putere. Nu o faci pentru avantaje. Deci, tot ce facem cu mizerile astea, și cu pensiile speciale, și cu certificatele de Revoluție, și cu multe alte, le, prin asta le dăm dreptate celor care au spus, a fi român nu este o națiune. A fi român e o meserie. A spus-o Bismarck, a spus-o Napoleon al III-lea, a spus-o uh, Khrushchev. Și ne-am simțit jigniți. Ne simțim jigniți, că cum adică să spun despre noi. Suntem special. Ia ești puțin în afara ta și uite-te cum ești, mm -hmm. să vezi cât ești de special. Ești foarte special. Adică oamenii te consideră un mercenar. O meserie. A fi român e o meserie. Nu este o naționalitate. Să știți că în generația noastră tinerii au fobie la expresiile de genul ăsta. Așa se cade. Așa trebuie. Ținu-ți-e rușine? Păi noi, spuneți mai bine, noi, părinții tăi, am făcut așa. Noi nu am făcut așa, noi am făcut altfel. Sau nu e normal? Acești oameni care se exprimă așa vin dintr-o societate închisă în care tradiția este idolatrizată. Deci e transformată în idol. Tradiția cu temare. Și, domne, e tradiție. De așa am. Așa am pomenit. Așa am pomenit. Da, dar mă tăi nu zai că ar fi mai logic, așa, mai rațional. O fi mai că, dar noi n-am pomenit așa. Da, n ați pomenit, dar nu poți să schimbi. Stă să gândește. E câte o femeie de asta la țară inteligentă și cu intuiție. Stă să gândește. Mă, poate că aș face, dar ce zice lumea? Adică gura satului. Satul. Ca nebunița Salina. <laughs> mai bine nu. Deci sunt două lucruri odată. Feticizarea tradiției și teama de gura lumii, adică de opinia publică. Și astea împreună fac ca oamenii să nu schimbe nimic. Și de așa trăiesc repetitiv, de captiv. la o generație la alta, captiv unei tradiții. De-aia spun că așa se cade, așa nu se cade. Fiindcă așa am pomenit sau așa n-am pomenit. Așa era pe vremea mea. Așa era pe vremea mea și așa trebuie să fie în continuare. Deci asta e. De-aia tinerii nu suportă, au dreptate. Deci nu e bine să fii conservator, să păstrezi niște lucruri, să fii Să păstrezi niște fix. lucruri, vă Valoros, dar nu tot, nu orice. Uh -huh. Știți ce spune Hegel? Că tradiția e un lanț de aur. Pentru unii o fi lanț, dar e de aur. Le place tradiția că e aurită. Adică să le dă lor un sentiment de plenitudine. Aparțin și ei unei povești. Fac parte din ea. Sunt mii de ani în spate. Sunt mii de ani în spatele nostru. Da. Ne-am luptat cu romanii, ne-am luptat cu turcii, dacii cu tătarii, daci liberi. Păi sunt turci care da. țin site-uri cu daci liberi. Iisus a fost dacă, știți? Da, astea, da. Da, asta. Bun. Iar astea sunt cu uf, tradiția. Și alții sunt atât de temători de schimbare pentru că își pierd privilegiile, încât spun nu, 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 nu de ce să schimbăm. Rămâne așa că e mai bine. Iată de ce spun, așa să cade maică, așa să se face. Bun, astea sunt aia cu, uh -huh. tradiția e un daur, dar sunt unii care spun, bă, o fi daur de lanț, ne ține în loc. Zic. Și atunci, hai să-l Să căpătăm mobilitate. Asta să căpătăm mobilitate, să ne emancipăm, să avem libertatea de mișcare. E, între acești doi poli să duce lupta astăzi suveraniștii și globaliștii. Suveraniștii sunt pentru păstrarea cu orice preț a tradiției și acestui tip de etnocentrism. Prin noi înșine. Prin noi înșine, autoctonism, suveranism Granițe. și etnocentrism. Noi și suntem buricul lumii. Și globaliștii care sunt, nu sunt mai puțin patrioți. Dar sunt oameni care au înțeles că globalizarea este inevitabilă, uh -huh. că vine cu noi reguli ale jocului și că dacă vrei să dai gol pentru țara ta, trebuie să înveți regulile astea și să joci corect după ele, să nu trișezi. Sunt altfel de patrioți, dar care merg în pas cu epoca. Uh -huh. Și sunt și niște patrioți care trăiesc într-un trecut legendar. Ăștia sunt în. Naționaliști și suveraniști. Și așa le spun și copiilor lor, cu siguranță. Da, adică le, le transmit fapt, mai fapt, departe da, treaba asta. Da. da, noi avem alergie la la astfel de reacții. Nu știu dacă toți, și nu vreau să generalizez, dar sunt foarte mulți tineri care au alergie și mai degrabă se revoltă, se răzvrătesc. Sper, sper, dar revolta asta lor trebuie să capete o formă. Și o să fie canalizată spre ceva canalizat pozitiv. Spre dacă ceva te răzvrătești oricum. doar de dragul de a te răzvrăti? De mai bine ăla, rebel fără cauză. <laughs> exact, exact. Să știți că m-am gândit de multe ori la, la, religie și la știință. Eu însumi m-am lovit de tot felul de dezbateri în facultate, deși, na, este mult mai... Uh, profesorii încearcă să păstreze o linie a corectitudinii politice și să nu vorbească despre lucruri de genul ăsta, dar totuși, în lumea științifică, se pare că e foarte greu să reconciliez credința, ca să nu zic religia, credința cu știința. Știu, la dumneavoastră e și o problemă. Volens, nolens se ajunge la evoluționism. Da. În științele biomedicale, te lovești la chestia asta. Mai ales când discutam despre cogniție sau despre că am evoluat și unele dovezi, se vin cu dovezi, da? Nu există dovezi concrete nici de-o parte, nici de alta. Am citit și eu tot felul de cărți în zona asta și sunt departe de a fi un specialist. Sunt un amator dar am fost și eu interesat fiind student la medicină normal. Nu știu, cum vedeți dumneavoastră? Cum ați reușit pe plan personal să împăcați religia cu știință? Pe plan personal am explicat-o am reușit să o le împac pentru că după părerea mea nu există o contradicție. Uh -huh. Pe vremea studenției mele se spunea că există o poziție ireductibilă între știință și religie. Toate manualele, toate studiile de ateism științific sau de gândire materialist științifică, ca așa se spune, materialist științifică. Deci, pe de-o parte, erai materialist în sensul că nu ești idealist, uh -huh. că materia e determinantă în raport cu ideea că ideea este doar produsul materiei superior organizate, creierul uman. Și materia științifică, materialismul tot se bazează pe rezultatele științei. Deci din capul locului asta era o chestie care s o opunea religiei. Oare asta e o prostie și să vă spun de ce. că știința înseamnă teorii științifice sau domenii ale științei, discipline, chimie, fizică, biologie, matematică. Sunt științe care vizează anumite domenii ale realității. Cu instrumentele cele mai riguroase și mai obiective posibile în momentul ăla. Da? Uh -huh. religie e o viziune despre lume. În ansamblu. N-am cum. N-am cum să am opoziție între știință și religie. Că sunt două niveluri diferite. Unde e opoziția? Complementare. Nu sunt paralele. Uh -huh. Una e concepția despre lume și alta e știința. Uh -huh. Uh -huh. Concepția de spune, poate fi hrănită de foarte multe teorii științifice și religia actuală e hrănită. Este, da. Există creaționism științific, Exist. există, o zi întreagă. De... Deci, n-am cum să spun că e o opoziție. Asta e o bazaconie născut, construită de activiștii de, de partid care trebuie să aibă un obiect de Ei, sunt pe alt etaj, asta ziceți. Alt, alt etaj. Nu, nu, n am cum să-i de la unul cu ea de la doi, nu că nu se face la da, etaj. Da, nu se lovesc între ei nici la lift, nici la gunoi. Mm. De ce să certe? Sunt pe etaje diferite. Mm -hmm. Asta e marea, marea păcăleală. Știință și religie. Opoziție religie. Nu e așa? Ați văzut dezbateri și la Harvard și la Oxford și peste tot, tot felul de profesori care discută. Unii atei și alții credincioși. Și discută în, în opoziție. Păi da, dacă ei se poz poziționează pe o anumită... Uh, filozofie, mm -hmm. o concepție despre lume. Pe deci nu mai e știință, e altceva. Ala e altceva. Nu? E, da. E un fel tanșaung. E o imagine despre lume în ansamblu. Aia da. Poate intra în mm -hmm. contradicție cu creștinismul. Cu imaginea despre la creștinismului. Dar e filozofie, nu mai știință. Și atunci eu am uh, o luptă între interpretări asupra lumii. Dar nu știința. Nu mai veni cu știința ca argument suprem, că nu mă impresionează. asta e interesant, că cel care e ateu Asumă că el este din partea științei, și automat are știința de partea lui, iar cel care e credincios are niște povești, niște bazme de nu știu când scrise. Da. E, și înțelegeți că se creează, dumneavoastră probabil că pricepeți mult mai bine decât noi și de asta am vrut să facem distinția. Sigur pentru... că da. Numai că ce a spus dumneavoastră cu foarte bine, asezat este ceea ce spuneam la conferința de astăzi seară, uh, argument ad hoc, uh -huh. citându-l pe Karl Popper. E un argument ad hoc pe care îl alivetează ca să-și mențină ateismul lui. Este, este vorba de... Știi că eu am știința de partea mea. Tu ce ai? Biblia. E o replică pe care a, a spus-o foarte bine un... Cred că Wurbrand îi spune unui anchetator, al lui. Cred că el a fost. S-ar putea să greșesc. Când anchetatorul ăla un securist de la ordinar care s-a uitat cu dispreț la el că era credincios și că de ce un om așa de inteligent ca dumneavoastră, ca dumneata, cum poți să crezi în... Și zice, domnule, hai să spun o chestie. Eu pentru credința mea aș fi în stare să îmi dau viața. Dumneata, pentru ateismul dumneavoastră, ai putea să-ți dai viața? Ți-ai dat viața? La care l-a rămas perplex că și de-a de seama că nu, nu și-a dat viața. Că nu e atât de atașat de filozofia lui de viață. Da, și pentru că el, la, la, de fapt, de fapt, era o lipsă de credință, nu credea nimic. Corect. Ăsta crede în ceva și e în stare să-și dea viața pentru credința lui ăla, pentru ce să-și dea viața? Excepțional. că Nu crede în nimic. Excepțională replică. Da. Cum simțiți că s-a schimbat societatea de la apariția rețelelor sociale? Eu mă consider, eu sunt născut în 96, mă consider totuși un nativ digital. Poate că n-am fost din prima secundă cu telefonul ăsta în mână, dar am învățat destul de repede Cum merg lucrurile astea și generația mea Nu mai vorbesc de cei care sunt mai mici Ați învățat întâi să citiți Sau întâi să umblați pe telefon? Am avut calculator da, Din ăla știți Cu unitate, știu, știu, cu imens știu, dar, așa da. De prin clasa întâia Dar eu zic că știam deja să scriu și să citesc atunci E foarte important asta Pentru că apucați Apropo de exemplu meu cu Ana Karenina Ați apucat să construiți mental Imagini mentale Citind. Și, pe urmă, treaba asta a fost doar ca o prelungire, ca o completare. Da, o extensie. N-a fost în loc de. Mm -hmm. Nativii care se trezesc întâi cu calculatorul care e lângă pătuțul lor, ăia <laughs> sunt terminați, mai au nicio șansă. Aia vor trăi într-o bulă a lor în care vor manipula niște simboluri pe logica binară, 0-1. Nu, nu vor putea gândi altfel, mai mult. Deci, cum a evoluat? Evolu Vedeți, de fiecare dată, uh, cuceririle tehnologice au fost întâi ale elitelor și pe urmă au trecut la masă. Cât au fost ale elitelor, a fost instrument de putere. Uh -huh. În 1620, un mare gânditor. Uh, englez Francis Bacon, spune: Știința e putere. Mm -hmm. pa, cu asta s-a intrat în epoca modernă. Băi, știința nu e așa un lux. Nu e așa o chestie. Sunt unii mai Abstract, nebuni da. laboratoare. Da, să joacă acolo cu șoboaie. Da, nu, știința e putere. Mm -hmm. Așa este. Numai că ea a fost confiscată în calitatea ei de putere de elite. Și au construit un nou șafodaj al puterii, noi tehnici de manipulare, noi tehnici de, de control social uh -huh. pe bază de știință, ale naturii și ale societății. La un moment dat apare televiziunea. Da. Televiziunea face posibilă da, comunicarea în masă. Pentru prima dată, cum? Cu pastilă audiovizuală și sunet cuvânt și imagine. E trin, trotolien, faci ravagii. Cu această pastire audiovizuală vizuală poți să schimbi popoare. Kennedy a fost ales datorită televiziunii. Este primul președinte american, primul șef de stat ales uh, grație televiziunii. Era și fotogenic. John Kennedy, da, John Kennedy, da, 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 știți. Era da, un bărbat. Dar da. da, e emblematic fotogenii. pentru Statele Unite și da. pentru liderii e, lumii. E, în momentul ăsta și-au dat seama că dacă ai... Butoanele pe televiziune, faci ce vrei cu un popor. Ulterior au apărut noile media. Și mai. pentru că pot fi personalizate. Și este poți ceva avea buzunar și le poți da. purta oriunde. E, și acum ce se întâmplă? Popoarele și-au luat partea lor. Televiziunea nu o pot face acasă, dar telefonul ăsta-l pot lua cu mine. Și oamenii care ne urmăresc, asta fac. Aici pe da. YouTube. Da. da. Și atunci? Este, dacă vreți, un mare, un mare pas înainte, confiscarea unei tehnologii și unui instrument de putere de către mase. Stai, stai puțin, e la noi acum, facem ce vrem cu ele. Te înjurăm, ești prim-ministru, nu mă interesează, spun că faci numai prostii. Ești președinte, nu mă interesează, spun că nu apari. Și vedem pe Facebook-ul da, politicienilor. Da, și apar glume de genul ăsta... Se pare că în, în ianuarie 2023 Iohannis uh, va face o vizită oficială în România. La piramide. <laughs> nu, în România, că, zic da, că da, nu apare, da, asta îi da, se da, reproșează. Da, nu da, apare și da. cum apare, abă să spun fiecare zi. <laughs> deci, Patiș, deci asta e, o, e o tradiție. Da, și da? Da, da. așa s-au învățat oamenii. Mai ales ziariștii da. care nu au subiecte, mor jură, dungile de necas. De Omul respectă Constituția, atâta îi permite să facă, atâta face. Nu trebuie să iasă, să, să, să bălăcărească cu toți și... Bun, deci l-am confiscat, da? Internetul e al nostru. E. Numai că asta face posibilă, cum spune Umberto Eco, internetul îi dă drept la cuvânt idiotului satului. Așa spune el în italiană Noi spunem în România prostul satului Ăla mm -hmm. care Să duci, el nu vorbește nicăieri Că dacă deschide gura și la birt Dacă vrea să spune, taci, bă, că taci mă că ești prost te știu eu. Exact, cum Apărea în Moromății mm -hmm. În poina lui Iocan, taci bă, că ești prost Deci Nu-l nu, nu lăsăm să vorbească Pe internet e lăsat să vorbească E o opinie E, o opinie, e dreptul lui și mai sunt alți la fel de proști ca el care îi dau like și care îl susțin și să susțin între ei și să formează un public. Și acum nu mai e un prost, e o prostime. E o prostime. Dita mai. Și atunci asta spune Umberto Eco, fiindcă fenomenul e periculos. Și uite așa să ajungem până la urmă la idiocrație <laughs> și, la, la, filme, la realități alea cum sunt zugrăvite în don la cap pe românește, nu te uita în sus, nu privi în sus. Doar... Asta e grav. E grav, nu privi în sus. E grav pentru că cei care sunt creștini înțeleg... E bună metafora asta. Metafora, da. Gabriel Liceanu vorbește, nu îmi reține ce carte, dar vorbește foarte frumos, spune că am ajuns să dăm microfonul unor persoane care n-au niciun pic de competență domeniul respectiv, ci pur și simplu vor să spună perspectiva și a zis aș, fi atât de dur poate încât aș merge până la a interzice a oferi microfonul unor persoane care fac unde deserviciu. Vedem și în cazul pandemiei, vedem și în cazul războiului, cât specialiști, câți cunoscători pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, peste tot, oameni care n-au dovedit în viața lor nici competență, nici inteligență emoțională, nici IQ, nici familie stabilă, poate nimic, 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 dar au opinii, au păreri și culmea, tocmai ăștia au cele mai multe păreri, asta e interesant. Și ce e grav? Studiile de audiență arată, fă, sunt făcute de americani, că cea mai mare audiență o au uh, uh, tipii monstruoși. Radicalii? Dăștea, cum era ăla care au vrut să-l, cum îl cheamă pe ăla, care a vrut să-l place pe Dan Diaconescu în Tomberon, mai țineți minte? <laughs> Tolea. Era <laughs> adică... un tip de asta care să lupta, să bătea sportul de astea cu mâini și picioare. Uh -huh. Lupte da. din astea. Da. Și Deci ăștia fac audiență. Ciudații. Ciudații s-ar putea, stranger, s-ar putea traduce. Ăștia fac audiență extraordinară. De-aia sunt invitați. Tot felul de nebun de ăștia, vorbe, știți, vorbește gura fără ei. Crește ratingul imediat. Da, crește rating -ul. Dar de ce? Avem o explicație? E uh, surpriza, serentipitatea. Caracterul ăsta nou, ciudat, stai puțin ce-o fi cu Ce, ia uite, ce interesant. E. Chiar ce... dacă eu cred despre el că e un prostanac? E un, un nu mai au după el ce spune. Dar e interesant ca spectacol. Uite cât de tâmpit poate fi. Uite ce poate să spună. Dar nu zapezi. Stai pe el și la înregistrează audiență. Și asta ridică minutul de publicitate de la 7.000 la 21.000 de, euro. Minutul de publicitate. Hai, da. Uimitor. 21.000, pardon, am zis 21. 21.000. <laughs> M-am gândit de multe ori la influența rețelelor sociale, pentru că și eu petrec mult timp acolo, dar bine, eu am, am ajuns să-mi convertesc timpul, în sensul că Cam câte ore pe zi stați? Știți ce Cred că sunt 3-4 ore, dar vă spun ce fac. Tai din podcastul ăsta lucruri scurte și le pun peste tot, pe Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe. Răspund la comentarii și uneori mai vorbesc cu prieteni pe care poate nu i-am mai văzut de mult timp sau cu care mai am ceva de comunicat. Am încercat să elimin timpul care vă spun că mi se pare cel mai periculos. Scrollatul ăla. Inutil. Da. Doar a te uita. Felicitări. bravo. Și a te compara cu alții sau eu știu, a bravo. găsi. A vedea nu Vreau să facem o, o comparație, nu e comparație, o analogie. Comparația este aproape o operație științifică și noi trebuie să ne ferim de confuzia asta, nu orice analogie o comparație. Fac o analogie, dar ca să-i facă în tinerii care ne urmăresc să-i facă scârbă de obiceiul ăsta foarte prost. Domnul seamănă cu voierismul. Și se înseamnă voierism? te uiți pe gaură chei, să vezi ce fac doi tipi împreună în dormitorul lor. Și tu ești curios acolo să vezi ceva. Asta înseamnă uh, a te uita tot timpul după, mai ales pe TikTok, alea ah. scurte. Și, nu, din nou, din nou, din da, nou da, video, da. video. E penibil, ești un voierist dacă faci așa ceva. Să v Fi să facă rușine de treaba asta, pentru că e pierdere de timp. Să știți că e o bătăie de joc și față de noi, și față de Dumnezeu, și față de familia noastră când pierdem timpul de pomană. De față de viitorul nostru, nu mai zic, că este criminal. Și că Arsenie Boca povestește undeva că a fost bătut o singură dată de tatălui, Și când? Când l-a întrebat ce a făcut așa, el a spus că n-a făcut nimic. <răză> și l-a bătut. Și o să nu mai faci asta niciodată. E păcat de Dumnezeu să nu faci nimic. Timpul pierdut nu se mai întoarce. Să faci întotdeauna ceva. Să citești ceva, să înveți ceva. Să faci un lucru manual. Să faci ceva. Și de atunci așa a fost. A devenit un om harnic. Deci, um, e un păcat să pierzi timpul. Și asta e o formă de pierdere de timp așa. Hi, 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 și ha, ha, ha. Și cu ce ai rămas? Ia uite ce glume mai face ăla pe da. șantier. Uite ce fată mai apare și se dezgolește pe internet. Uite cine mai prezintă. Ce nu mai zic, se... dar memorile astea care se, te inundă cu... Mm -hmm. O joie minunată, o vinere minunată, noapte bună. Da, că vine cu sărbătorii. Bună dimineața, sărbătorile iar. Ne vor inunda cu texte de astea, și nu doar cu sărbători fericite, cu folologii astea, da, așa. Și toate fotografiate și cu floricele. Deci, există. e o, o industrie întreagă de pierdere de timp. O industrie întreagă dedicată. Pieriri de timp și oameni, milioane de oameni, se lasă păcăliți, să duc pe asta. Captivi în. În, da. în mirajul ăsta. Da. Mi se pare un fel de fata Morgana, că vrei da. mereu să ajungi și n Nu -ajungi, da, ajungi la, ni -ni la nimic. Mor da. cu ochii tot acolo. Da. Păi știți că e o carte scrisă de un american. Să ne distrăm până morim. Da? Nu da. știu. Exact asta, ideea asta e. Foarte interesant. Până la moarte, ne distrăm până la moarte, altceva nu mai avem de făcut. Hedonism un pic. Hedonismul ăsta generalizat, să ne distrăm. Mm -hmm. Ne hă -hăim. Oscar Wilde a înțeles ceva. A înțeles. Da. Eu, chiar mi se pare foarte interesantă cartea lui portretul lui Dorian Gray. Am, am citit-o, cred că în două zile și mi-a deschis un pic orizont. În ce clasă erați? Sau a, în ce an? Cred că eram, nu mai știu, anul 4, anul 5 de facultate, ceva de genul ăsta. Atunci am descoperit-o. Știu că fica mea a citit-o în clasa 11 -a și era mm -hmm. fost dat peste cap în pe dos. Câteva zile da, te... te... Da, nu mai stau. Da. da, 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 uimitor. Da. Um, tot pe rețelele astea sociale apar fake news-urile. Deci e, e, o, e așa o apetență pentru știrile astea false, probabil și pentru că sunt extrem de ciudate și radicale și vine așa ceva care te, te, te lasă lat. Da, spunea Andrei Pleș la un moment dat la Ateneu, spunea treaba asta, că știrile astea făcute, s-au făcut să te lase lat și că nu mai faci față la un moment dat, <laughs> te supraîncarci. Și uh, mă gândeam așa... Credeți că noi, generația tânără, reușim să decriptăm mai ușor? Că părinții noștri poate că sunt păcăliți când intră pe internet, intră ați văzut că sunt o felul de hackeri, intră pe site-uri din astea, ei nu verifică, că zicem noi, că ei nu prea le au cu tehnologia. Dar credeți că la fake news și la propagandă tinerii sunt imuni? Nu sunt imuni, dar sunt mai avizați. Pentru că părinții și bunișilor vin dintr-o societate în care era important dacă ceva era scris. Uh -huh. Unde e scris? Stă, e scris undeva? Dacă apără un ziar, de pildă. Wow, era autoritatea literi, literei tipărite. Dacă apăra la televizor, iar la autoritate. O au ea acolo? Da. se numește argumentul autorității. La uh -huh. Francis Bacon este idolul forului. Da. Zice lumea. Uh -huh. Sau zice cineva cu autoritate. Dar tinerii nu mai au chestia asta. Actuala generație, în tânără nu mai sunt impresionat de faptul că scriu undeva, nu mai sunt impresionat de faptul că apare ca imagine, pentru că nu mai e generația aia care a făcut cunoștință cu televizorul ca un fel de personaj central al familiei pus, cocoțat pe o mobilă și cu mileu deasupra să nu se pună praf. știți, genul ăsta. Trebuie să vă spun Era... ceva. Îmi cer scuze că vă întreb. Bunica mea are 88 de ani și Dumnezeu să o ține cât mai mult timp în viață, locuiește cu noi. Doamne ajută! Și se uita pe tabletă, da seama, pe tabletă la unul dintre podcasturile mele. Și la un moment dat iese din cameră. Și mama o întreabă, ce faci, te-ai uitat? Nu, că nu-mi place, nu mă mai uit până la final. Și ce? păi da, da, de ce ieși din cameră? Stai să-ți opresc. Păi am ieșit să nu mă vadă. să nu mă vadă ei, că nu-mi place. Este, că nu-mi place, da, nu. Și că ies. Da. Atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, Metafora asta mi-arată că trăim în lumi paralele, în lumi diferite. Da. Nu decriptăm același adevăr. Deși ne uităm la el, eu zic că e roșu, el zice că e albastru. nu decriptăm aceeași realitate. E da. uimitor. Apropo, de ce spuneți dumneavoastră mai devreme? Și ați spus faptul că cei care sunt mai în vârstă nu mai au aceeași... Adică, ori nu mai... Unii nu mai pot, unii nu mai vor. Nu, nu. Re -ă, percepția realității este învățată odată. Și doi, selectivă. Mm -hmm. Deci depinde pe ce... Țineți minte desenul la rață iepure? Uh -huh. Când îl lecturezi înspre dreapta, e o rață. Dacă îl lecturezi înspre stângă, e iepure. E Două perspective. Deci e selectivă. Perspectiva contează. Uh -huh. Sau cel cu două profiluri, care la mijloc înseamnă o cupă albă, dar dacă te uiți pe negru, sunt două profiluri față în față. Știți desenul? Da. E celebru. Da, da, e da, da, dat da, da, iluzie optică. Sunt iluzii optice, exact. Da. Păi sunt iluzii optice pentru că, reali, pentru că noi nu înregistrăm realitatea ca un aparat de fotografiat. Noi înregistrăm în funcție de niște precogniții, să numesc în psihologie, niște date pe care le avem înainte de a recepta realitatea. Un fel de filtre, nu? Da, niște filtre. Uh -huh. Și unul are niște filtre și altul alte filtre. Să uită la același lucru și văd lucruri diferite. De ce mai jignit? Păi stai că eu n-am vrut păi, să zic da, asta. da, păi, nu, da nici nu? vorbă. Păi cum nu mai jignit dacă ai zis? Iar alții cu filtrele lor, Mitică Dragomir care spune despre Becali, zice, nu, ne-am făcut retardat, l-am făcut, dar nu ne-am cignit. L-am făcut... De ce s-au înjurat în toată regula? Și nu, de ce? Pentru că în subcultura lor ești bă, idiotule, bă, tâmpitule, nu, vină cu să te pup, mă, pentru ce un de... om normal? Da, pentru un om normal ar fi cignire, pentru ei e un fel de tandrețe, așa. da. da. Îmi place mult de tot cum explicați, pentru că exact cum ați spus, veniți și cu argumentul științific, dar aduceți imediat și storytelling-ul. Am o ultimă întrebare, care pentru mine e extrem de importantă. Se uită la noi și părinți, deopotrivă, se uită și copii, se uită și din generația milenialilor, din generația Z, se uită din mai multe generații. Dumneavoastră, cum puteți să-i sfătuiți pe ei să creeze o comunicare eficientă între generații. Există o falie, există o schismă, da? Nu ca la 1054, dar e o schismă destul de mare între părinți și copii. Unii nu mai știu să comunice cu alții și Biblia vorbește despre asta la un moment dat. Cum să comunice eficient părinții cu copiilor? În primul rând, părinții ar trebui să accepte ideea asta că un copil e produs vectorial. E, un vector este familia, adică el părintele și un alt vector e epoca. Mm. Și când un copil nu-i aparține în totalitate, nu îi nu poate semăna în totalitate seamănă mai mult sau mai puțin cu el și mai puțin sau mai mult cu epoca. Și atunci trebuie să accepte că există o diferență între el și copilul lui. Și că să nu accepte lasă că o să ziune -ți ție mintea la cap, adică o să vină în momentul că o să gândești ca mine. Nu va veni niciodată în momentul ăla. Să nu mai aștepte. Pentru că el este și produsul epocii sale. Școala, colegii, părinții colegilor, fiindcă părinții colegilor lui au influență și asupra lui prin copiilor. Filmele, social media. Filmele, social media, toate astea au impact asupra propriului copil. Și atunci n-ar fi mai înțelept ca noi să ne ținem după copiii noștri, să învățăm noi de la ei, să intrăm noi în epoca lor, prin intermediul lor, să ne abdatăm noi. Noi am fost formați într-o epocă. Bun, ok. N-avem nimic de reproșat pentru că istoria nu. De ce mai îi reproșăm? Că istoria are o singură datorie, să fie. E o istorie. Uh -huh. Dar ne-am născut într-o perioadă, dar acum trăim altă perioadă. Hai să vedem și noi. Ia ce este ce copilul meu? Iar la ce să uită? Ce-ai văzut tată? Ce-ai văzut mamă? Dați ce a apelă cu filmul ăla? Păi nu mi-l dai și mie să mă uit și eu? Uh -huh. Păi eu fac schimb de materiale de-astea cu fica și cu fiul meu? Tot timpul. Noi ne trimitem unii altora al lucruri, care, lecturii, citite, de astea, cărți, articole, studii. Eu învăț foarte mult de la copiii mei. Deci sunt capabil să învăț până la și la vârsta asta pentru că, din fericire, învăț de la copiii mei, aș învăța și de la alții, dar învăț și de la ei. Deci, tot timpul avem de învățat, toată viața de ce nu învățăm și de la copiii noștri și să vedem, să-i cunoaștem mai bine? Pentru că altfel este riscul să nu mai avem limbaj comun, ei să treacă pe malul celălalt, râul să se lățească, pentru că progresul tehnologic, progresul societal, progresul cultural e tot mai rapid. Se lărgește falia. Se lărgește Și o să ajungem să ne facem din, cu mâna, să prin semne, să nu mai putem vorbi, și din când în când să-i mai avem pe acasă de pași, de Crăciun vizitatori, așa. Vizitatori două, trei zile uh -huh. după care să plictisesc de noi și spun, mamă, trebuie să plec am treabă la București sau la Craiova sau la Timișoara deci sau la Madrid deci care e problema? Problema este lipsa de comunicare și lipsa de comunicare vine din lipsa unui limbaj comun și lipsa de limbaj comun vine din lipsa de experiență comună aici trebuie umblat experiență comună cât mai mult timp pierdut, timp petrecut trecut împreună, dacă nu suntem aproape proximali unul cu altul, prin internet mm -hmm. folosim. Nu se poate să lăsăm așa să spunem, nu știu cu ce, din ce câștigă bani, nu știu ce, lucrează la o companie. Prostii de-astea noi. Prostii de-astea, câștigă bine. Mm -hmm. Nu știu ce, dacă câștigă bine. Da. Păi eu am auzit odată un părinte Fără să vreau, eram la facultate Vorbea cam tare așa Pe coridor, zice Dragă, sunt la București, am venit la filme la facultate Ea e de la comunicare și relații publice Zice, la ce facultate e? La relații internaționale Deci el Avea o fată în anul 3 La noi și el nu știa ce Face fica sa, credea că face Relații internaționale Era tot cu relații Probabil că nu știa ce înseamnă nici relații internaționale, nici se SNSB. De, de ce nu știi? De ce uh -huh. nu o întrebi? Uh -huh. Ce e mamă? Ce e tată asta? Cu ce cu, se mănâncă? Cu ce se mănâncă? Deci, această absență de interes a părinților față de copiii lor e criminală, pentru că îi fac să și piardă. Ei rămân genetic, biologic, copiii lor, dar în rest nu. Să vor uita mai cu interes spre alte instanțe, spre alte autorități morale, intelectuale, decât părinților. Mi se pare uimitor că ați creat un cadru, un cadru în care am primit anumite răspunsuri, dar cred că s-au ridicat și mai multe întrebări. Mm. Și e util când se ridică întrebări. Și n-ai răspunsurile pe tavă că te-a pus și citești. Bine, nu te-a pus să scrollezi pe TikTok, că de acolo n-ai ce răspunsuri să primești, dar te-a pus și citești, te-a pus și gândești singur, te-a pus și, vorba, filozofului Liceanu nebunia de a gândi cu mintea ta. E important să gândim și cu mintea noastră și nu doar să obținem gândirea asta fast food, deja preparată de altcineva. Pentru mine să știți că a fost o onoare să vă am în studio și să comunicăm. Pentru mine o mare plăcere. Eu cred că e un câștig uimitor episodul ăsta pentru cei care ne vor urmări. Dacă ați ajuns aici, vă felicit. Înseamnă că aveți atenție, aveți concentrare, aveți capacitate. Uh, dincolo de faptul că dumneavoastră aveți capacitatea de a ține pe oameni aproape de ecran și de a uh, crea uh, un cadru care pe mine cel puțin mă face ca tânăr, că da, mă includ și în categoria asta a tinerilor, să ciulesc perechile <laughs> <laughs> și să ascult. Uh, vă mulțumesc mult de tot. Și mai am o singură rugăminte la final. Avem un marker aici, o să vă spun despre ce e vorba. Vedeți că pe tablou, asta e sigla podcastului nostru, dublu sens se numește. Am gândit ideea că eu vin cu un sens și sunt dintr-o săgeată și am filtrele mele despre care vorbeați și invitatul de fiecare dată vine din alt sens. Corect, foarte dar bună idee, așa. E este. interesant că exact ca pe autostradă, chiar dacă venim din sens diferit, noi ne întâlnim, dar nu ne ciocnim. Da. Cum am spus, suntem pe etaje diferite. Da, da. Asta nu înseamnă că ne ciocnim. Da, da. Sau pe benzi diferite. Și atunci ne întâlnim cumva la mijloc, ne facem cu mâna și mergem mai departe. Da. Și de data asta ne-am făcut cu. Dar poate ne și îmbogățim. Și ne îmbogățim. Exact, exact. Facem exchange de informații, de idei. Și eu m-am îmbogățit de data asta. Și eu, să știți. Mă bucur mult că spuneți treaba asta. Și atunci am zis, cum pot eu să marchez că un om e aici în studio? Și eu cred că dialogul duce lucrurile mai departe și am zis. Fiecare om trebuie să-și lase amprenta aici. Dacă să nu fie amprenta ca la poliție, am zis să-și lase semnătura pe tablou. Foarte frumos, da. Și v-aș și pe dumneavoastră da. să vă lăsați Mare semnătura. Greșe. Da. E ca o amintire a faptului că ați fost în studioul nostru. Mulțumesc mult de tot! spunea un invitat la un moment dat că acum aveți semnătura mea doar să mergeți la bancă. <laughs> Dar nu, nu ăsta e scopul, ci faptul că de fiecare dată când eu vin și cei care ne filmează sau cei care sunt invitați vin și se uită, eu am amintire că un om a trecut pe aici și a lăsat semnătura, înseamnă că a avut parte un dialog, iar dialogul ăsta a dus lucrurile mai departe, ne-a ajutat să ne dezvoltăm în primul rând cognitiv și apoi chiar faptic. Vi s-a întâmplat să treceți de la un dialog la altul cu niște idei, cu niște probleme? să le îmbogățiți ca un buldonej așa. Da. Bun, așa, așa să și faceți. Da, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat. Eu sunt și pasionat de asta și n-am cum să nu vă urmăresc. Să citați într-un dialog cu cineva, să citați ce ați discutat în un în alt cu cineva. alt episod sau un alt dialog și sau și se îmbogățește ca un bulgăre de săpadă așa, Știți cum e pentru mine? Viața ca un puzzle și fiecare întâlnire de genul ăsta poate să fie o piesă din puzzle da, respectiv și s-ar putea ca să pierd o întâlnire miraculoasă, să pierd o întâlnire fără a fi fatalist sau fără a fi uh, de mistic fătist, sau, sau de mistic, fete, da. exact. Uh, pur și simplu sunt ar, cât se poate de realist. Pot pierde întâlnirea cu un om, pot pierde formarea pentru ceva și știți cum e războiul, se poate pierde pentru un singur cui, da, lipsă. Da. Și atunci mi se pare că fiecare piesă e importantă și de data asta am pus o piesă mare de tot în puzzle <laughs> și mă bucur mult că am avut o și eu să mă, mă, mă bucur. Și le transmit celor care ne-au urmărit uh, Multă voință și sănătate ca să le ducă pe toate. Mulțumesc tare de tot și rămânem cu demnul domnului profesor. Mă bucur tare că ne-ați urmărit. Dacă vă place ceea ce facem, lăsați și un subscribe la canalul nostru și scrie-ne părerea ta în comentarii despre discuția noastră. Iar dacă ai întrebări, domnul profesor, cred că sunteți disponibili să răspundeți da, la anumite întrebări. Pe, pe e-mail. Pe email da. Perfect. Pe Bine. Pe WhatsApp. Pe, pe Ciofi. Perfect. Mulțumim mult că ați fost cu noi și mulțumesc încă o dată, domnule profesor. Nu mai bine.